Detalii de ultim ori din procesul lui Dragnea, judecătorii au acceptat cererea Bombonichii Prodana. Judecătorii de la Înalta Curte de Casație sublinierei justiției au acceptat miercuri, 21 martie, cererea Bombonichii Prodana, fost asociat presubliniereintelui PSD, Liviu Dragnea, de încetarea procesului împotriva sa în dosarul Gasp Teleorman, anunț Digi24. Fosta socie a lui Dragnea a susținut ce a achitat prejudiciul în acest dosar. Judecătorii au hotărât să solicite Gasp Teleorman confirmarea faptului ce Prodana a plătit prejudiciul. Bombonica Prodana nu este prezent la proces, solicitarea fiind făcut prin avocatul său. Acesta a mai anuncat ce Bombonica Prodana nu dore subliniere să dea declarații în fața instanței. Liviu Dragnea a fost trimis în judecat de DNA pe 15 iulie 2016, fiind acuzat de sevâr subliniere IREA, în calitate de presubliniereinte al Consiliului Județean Teleorman, a infracțiunilor de instigare la abuz în serviciu sublinierei instigare la fals intelectual. În acela sublinierei dosar a fost trimis în judecat sublinierei fost asociea lui Dragnea, Bombonica Prodana, la data comiterii faptei coordonator al complexului de servicii destinate copilului sublinierei familiei sublinierei sublinierei F serviciu secretariat din cadrul GASP Teleorman. Cu privire la sevâr sublinierea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit. De asemenea, au fost trimis sublinierei în judecat mai mulți angajați de la Gasp Teleorman. Conform DNA, Dragnea a intervenit pentru menținerea în funcție sublinierei plata drepturilor salariale pentru două angajate de la Gasp Teleorman, de sublinierei sublinierea ce acestea lucrau de fapt în cadrul organizației PSD Teleorman. Este vorba de Adriana Botorogeanu, încadrat din anul 2005 la Gasp Teleorman în funcția de inspector de specialitate în cadrul serviciului administrativ, subliniere Ianisa Niculina Stoica, încadrat din anul 2006 în funcția de referent. Potrivit procurorilor, cele două angajate nu s-au prezentat la serviciu sublinierei nici nu au prestat vreuna dintre activitățile înscrise în contractul lor munc semnat cu Gasp Teleorman, des subliniere urându-i sublinierei de fapt activitatea la sediul organizației județene PSD Teleorman.